să cânt o cântare foarte cunoscută, dar dumneavoastră doar o ascultați. Uneori cântăm cântările din rutină și parcă nu ne mai spun nimic. Cântarea aceasta veche, frumoasă, mi-a venit în minte și în inimă zilele acestea, când trebuia să vin să vă vorbesc despre suferință. E cântarea pe care am auzit-o în copilărie, de la mama, de la bunica, de la cei care mi-au transmis credința. Cum o cânți acum, când ai depășit jumătatea vieții, te îndrepți spre final? Poate acum înțelegi mai bine cuvintele acestei cântări. De aceea vă rog să ascultați, poate să o fredonați în inimă, dar lăsați-o să pătrundă adânc în suflet. Să-i spun lui Iisus orice durere, ce câteodată mă pasă greu. El mă ajută și-mi dă scăpare, El mă păzește de orice greu. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Să-i spun lui Iisus oricâte grijuri, El mi-e amicul cel prea-ndurat, îmi dă scăpare când vin la Domnul și mântuire de orice păcat. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Lumea, păcatul vor să mă înșele, să mă îndeparte de la Iisus. Îi spun lui Iisus și
această durere și-a lui putere îmi e de ajuns să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Citim un pasaj din Iov, finalul cărții. Înainte să doresc să mulțumesc bisericii, fraților, surorilor, care s-au îngrijit așa de bine de noi, de mine, de soția mea Tatiana, de fiica noastră Ana. Ne-ați ospătat. Ați fost așa de amabil și de atenți cu noi și vă mulțumim în numele Domnului. Nu numai pentru ospățul trupesc, ci mai ales pentru părtășie, pentru ospățul sufletesc la care am participat cu toți. Și Dumnezeu să vă dea mai mult decât vă gândiți voi. El întotdeauna ne dă mai mult decât ne imaginăm noi. De aceea Dumnezeu să vă dea binecuvântările cerești, sufletești, și sper să ne mai revedem cândva cu voia Lui. Ne ridicăm cu întreaga adunare și citim din Iov, capitolul 38. Și apoi vom citi întreg capitolul 38 și apoi din capitolul 42. Prima parte este răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat lui Iov. Vom citi doar prima parte. Și apoi, din capitolul 42, veți vedea cum a fost finalul acestei istorisiri biblice despre un om credincios, Iov, care a suferit. După multe, multe întrebări pe care Iov și le-a pus lui și prietenilor, și lui Dumnezeu, iată că în sfârșit vine un răspuns. Și veți vedea cum răspunde Dumnezeu celor care întreabă de ce suferă cei drepți. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haina din nor și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor tale? De când ești? Ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată? Pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește
Dacă știi toate aceste lucruri, unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde își are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina? Și pe ce cale se împrăște vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitor, pe un pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să adape locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoraca cerului, ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața dâncului să se întărească? Poți tu să nozi legăturile găinușii sau să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmești ursul mare cu puii lui? Cunoști tu legile cerului? Sau tu îi rânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înalți tu glasul până la nori ca să chem să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerele ca să plece? Îți zic ele, iată-ne? Cine a pus înțelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere în tocmirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Tu izgonești prada pentru leoaică și tu potolești foamea puilor de lei când stau ghemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu, Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu, Iov, și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu, Iov, să se roage pentru voi, și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit robul meu, Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Țofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă anii săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămili, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgăriți. A avut 7 fii și 3 fete. Cele din tâi i-a pus numele Yemima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Keran Habuc. În toată țara
Nu era o femeie așa de frumoasă ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre fraților. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt sfânt pentru inima noastră. Suntem gata, Doamne, să ne vorbești și nouă, chiar dacă nu vom primi răspunsurile pe care le așteptăm. Ne smerim, Doamne, înaintea Ta și știm că ne vei da exact ce avem nevoie. De aceea ne încredințăm, Doamne, viața în mâinile Tale. Vrem să ne cercetăm și Duhul Tău să fie liber la lucru, să vorbească minții și inimii noastre. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. E bine așa? Hai sus. Suntem în ultima seară a acestui studiu de 3 zile în cartea Iov despre suferință. De fapt, așa cum am precizat în prima seară, cartea Iov nu vorbește direct despre suferință. Cartea Iov vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu în suferință. Și am văzut cum acest credincios, Iov, care a fost lăudat de Dumnezeu, a trecut prin mari încercări. Iov a pierdut într-o singură zi toate posesiunile materiale. A pierdut pe robii care slujau, a pierdut apoi toți copiii. Toți copiii, 10 deodată. Și totuși Iov a avut grijă să nu vorbească nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. El a știut câteva lucruri, pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu dinainte de venirea necazurilor. El a știut că tot ce avea el, de fapt, a primit de la Dumnezeu. De aceea a avut grijă ca în tot ce a făcut, în toată comportarea lui, să nu vorbească împotriva lui Dumnezeu, să nu-L ispitească pe Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu, chiar și în ziua cea rea, în cea mai dificilă zi a vieții lui. Iov va trebui să treacă printr-o suferință lăuntrică, pierzându-și copiii. Iov va trebui să treacă apoi printr-o suferință fizică, pentru că a avut o boală groaznică. Trebuie să se izoleze de societate, să stea pe un morman de cenușă, să se scarpine cu un ciob din cauza unei bube. Izolat, este vizitat acolo de prietenii lui, care 7 zile stau, se uită la el și nu zic nimic. Dar cea mai grea încercare pentru Iov n-a fost aici. Cea mai grea încercare nu este când ți se ia ceva, chiar dacă ți se iau cei dragi. Cea mai grea încercare pentru Iov n-a fost când a avut o boală în trup. Cea mai grea încercare a fost când Dumnezeu n-a vorbit. La toate întrebările lui, Dumnezeu n-a zis nimic. Și s-ar putea ca cea mai grea încercare pentru tine și credința ta să fie atunci când Dumnezeu nu-ți răspunde, nu vorbește. Parcă te-a lăsat.
Dar este doar o aparență. Dumnezeu care te-a creat știe cine ești. Și uneori nu vrea să-ți răspundă, nu pentru că n-ar putea. El alege să nu-ți vorbească decât atunci când vei putea să înțelegi ceea ce vorbește El. Am să vorbesc în prima parte despre suferința ca parte a răului în lume. Și apoi în partea a doua vom aborda câteva lecții pe care Iov le-a învățat după ce Dumnezeu a început să-i vorbească. Întâi aș vrea să vorbesc despre realitatea suferinței. Există teorii și chiar religii care spun că răul este o iluzie, că răul e doar în mintea ta, că de fapt răul nu există. Noi nu acceptăm o așa teorie. Răul este o realitate. Nu putem înțelege într-adevăr tot ce trăim, dar putem să înțelegem ceva despre rău și despre suferință atunci când apelăm la divinitate, la transcendență. E clar, așa cum înțelege Sfânta Scriptură, în care noi credem, și așa cum vedem în viață, răul este sursa principală pentru suferință, pentru păcat și pentru moarte. Dar a explica această existență a răului și a suferinței e mai dificil decât apare. Toate disciplinele umaniste au încercat explicații, și filozofia a încercat, și sociologia, și psihologia, și religia, teologia a încercat. În acest domeniu al religiosului, ne apelăm la sursa principală, care este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Putem să ne spunem opinii cât înțelege rațiunea noastră, dar nu ne ajută totdeauna. De aceea trebuie să apelezi la o autoritate mai mare decât mintea ta. Pentru că uneori mintea minte. Care este sursa la care te duci ca să înțelegi cum funcționează această viață? De ce uneori e bine, alteori e rău? De ce există rău într-o lume creată de un Dumnezeu bun? De ce Dumnezeu a îngăduit să vină atâtea necazuri peste omenire și chiar peste viața ta? Voi sintetiza la început cam cum înțelege teologia creștină problema răului. Pentru că deși Iov este o carte din Vechiul Testament, noi citim această carte cu ochii Noului Testament, cu ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a dăruit ca întreg. Nu vom face această diferențiere. Noi care suntem urmașii lui Hristos și avem Duhul lui Hristos în noi, citim și cărțile Vechiului Testament în această notă creștină, evanghelică. Și iată cum înțelegem. Se vorbește în Biblie despre patru tipuri de rău. Primul rău pe care îl putem mai ușor sesiza și explica este răul fizic. Și se referă la acea senzație de durere fizică sau disconfort. Răul acesta fizic poate să includă și suferința mentală. De exemplu,
când suferi pentru că nu ești cu ai tăi, sau când vezi suferința la un om care e afectat la nivelul mentalului, la nivelul minții. Dar atât suferința fizică, cât și cea mentală, variază în funcție de individ. Însă răul acesta este ușor de sesizat. Îl observăm imediat, când este o boală, ori fizică, ori mentală. Dar există un rău mai extins decât răul fizic pe care noi, oamenii, îl trăim. Și anume, al doilea tip de rău, răul natural. Răul natural se referă la răul care există în domeniul naturii, a creației, a materiei. De obicei, acest rău se vede în cutremure sau în dezastre naturale de orice tip, în potop, uragane, inundații și chiar în epidemii. Conform Sfintei Scripturi, răul acesta natural se datorează în cele din urmă unui rău moral, care este al treilea tip de rău, adică se datorează unui rău pe care l-a declanșat omul. Conform Sfintei Scripturi, mai ales cărții Genesa, înțelegem pentru că omul a căzut într-un păcat, adică într-o stare de neascultare față de Dumnezeu. Consecințele căderii omului în păcat s-au văzut și în natură, în dezastre, chiar în procesul de reproducere, de naștere. Mediul, solul, totul a fost afectat. Și funcționează așa numita lege a doua a termodinamicii, legea entropiei, care spune că acest univers material se degradează, se descompune. Acesta este răul natural. Avem răul fizic, pe care noi îl percepem imediat. Avem răul natural răspândit și în materie, în creația materială, naturală, a lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, există un rău moral. Și acest rău e răul care e originat, care e determinat de ființe umane cu capacitatea de a alege moral, și anume de noi, de oameni. Noi avem această capacitate pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Noi știm să deosebim între bine și rău. Când alegem răul, înseamnă că facem un rău moral, adică, în alți termeni biblici, un păcat. Păcatul este când te raportezi greșit la niște standarde de trăire sfinte, caracteristice lui Dumnezeu. Noi facem rele morale, de exemplu, când exagerăm, când, știu eu, suntem infideli relației de căsătorie, sau când facem ceva împotriva trupului nostru, printr-un păcat moral afectez chiar și trupul. De exemplu, lăcomia. Deși lăcomia poate să se afecteze trupul fizic, sursa acestui rău este în moralitate. Deci, răul moral a afectat și natura, și partea fizică a noastră. De aceea, cele mai multe dintre relele care se fac pe pământ și de care noi știm, sunt de natură morală. Și acestea ne intrigă, nu ne place când auzim că se manifestă acest rău moral. Dar el este cu noi. Noi îl cunoaștem mai bine pentru că noi îl săvârșim. Avem răul fizic,
Avem răul natural și avem răul moral, făcut, originat de ființe morale, care suntem noi. Mai există al patrulea tip de rău, răul metafizic, și se referă la răul care există în lumea de dincolo de materie, de lumea materială, de lumea fizică, dar un rău care poate și el să influențeze lumea noastră, umană sau naturală. Știm puțin despre acest rău metafizic. Găsim aluzii în proroci, cum ar fi în Isaia 14, Ezechiel 28. Chiar și Apostolul Pavel vorbește despre puteri, domnii, stăpâniri în locurile cerești, cu referință la aceste manifestări ale răului, să-i spunem, supranatural, metafizic. De aceea, când vorbim despre îngeri răi, vorbim despre ființe create de Dumnezeu care au căzut de la un standard pe care Dumnezeu l-a pus. Nu numai noi, oamenii, am căzut de la acest standard. Biblia ne pomenește și despre acești îngeri răi. Dar știm puține despre acest tip de rău. Însă nu odată răul acesta interferează cu noi, cu lumea noastră. Deci avem răul fizic, avem răul natural, avem răul moral și răul metafizic sau supranatural. Când vorbim despre suferința, trebuie să deosebim la ce fel de rău ne referim. Cum spuneam, uneori suferința se datorează, să zicem, răului natural. Răul natural, o inundație, un potop, nu este determinat de ființe morale. Nu oamenii sunt de vină. Răul natural se datorează unui dezechilibru care există în univers. De aceea nu te grăbi, de exemplu, să acuzi pe cineva pentru că a venit potopul peste tine. Dar există suferință care este determinată de noi oamenii. Noi ne facem rău unii altora. Acest tip de rău se poate vedea, se poate califica. Și multe, poate cele mai multe suferințe pe care noi le avem sunt la acest nivel moral. Să trădezi, să invidiezi, să bârfești, să fii rău cu cineva, asta este absolut dureros. Când vorbim despre suferință, nu vorbim doar despre faptul că trupul nostru suferă și da, așa este, dar e parte a acestei vieți, acestui proces care curge într-un fel deja normal. Vom muri. Că vine boala mai repede, mai târziu, cancerul mai repede sau mai târziu, e parte acestui rău natural. Ceea ce însă ne doare mai mult, spuneam, e când avem parte de suferință la nivelul moralului, la nivelul relațiilor dintre noi. Când ne gândim la rău, așadar, nu ne gândim la o substanță, adică la ceva ce aparține acestei lumi. Răul a apărut în univers, a apărut între noi, oamenii, pentru că am fost creați de Dumnezeu cu posibilitatea alegerii contrare. Dumnezeu, adică, nu ne-a făcut roboți. El ne-a dat fiecăruia capacitatea, facultatea de a alege.
De aceea și tu ești liber să alegi, poți să alegi binele sau răul, să faci bine sau să faci rău. Noi știm despre rău pentru că ni-l asumăm, îl recunoaștem, am vrea să scăpăm de el. Răul acesta moral, că el este centrul sub mesajului și din Iov și în cazul celor mai multe rele care ni se întâmplă nouă. Răul acesta este înscris așadar în lumea noastră, este o realitate. Și nu ne vom putea debarasa ușor de el. Ne-am născut cu el. E o moștenire nedorită. E aici cu noi. De aceea îl înțelegem pe David, care spunea în Psalmul 51, versetul 5, în păcat m-a zămislit mama mea. Dacă acest rău este o realitate, pentru că până aici asta am vrut să clarificăm, să nu crezi că răul este o iluzie. Este o realitate în lumea aceasta, sub diverse forme, care afectează toată ființa noastră. Dacă acest rău există și e cu noi și nu vom scăpa de el, ce răspuns dăm suferinței? Ce să fac cu acest rău? Cum să mă raportez la el? Dacă e inevitabil, e partea existenței mele, ce să fac ca să-l diminuez, să-l controlez dacă se poate? Sau cel puțin să nu greșesc față de Creator, ci față de mine însumi. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, care se pătrundă în noi. Și să știți că credincioșii, creștinii, au încercat răspunsuri la problema aceasta a răului. Există un set de răspunsuri raționale. Eu am să vă fac iarăși un sumar acestor răspunsuri. Dacă îți folosești mintea, adică citind Biblia, uitându-te la realitatea din jur, folosindu-ți logica, citind gândirea altor oameni, la ce concluzii poți ajunge? Rețineți, este doar un răspuns rațional. Dacă zic ei toate datele acestea și le treci prin filtrul rațiunii, vei găsi că există următoarele teorii. Cea mai populară dintre ele este cea pe care au adoptat-o prietenii lui Iov. Vă mai amintiți? Fiecare a venit dintr-un alt unghi, dar practic au vrut să spună același lucru. După faptă și răsplată. Adică suferința e meritată. Această teorie se numește teoria răsplătirii. Merităm să suferim, spune teoria, la fel ca primii oameni, pentru că toți cădem în neascultare. Facem acest rău moral contra trupului nostru, contra legii lui Dumnezeu, chiar contra creației. Și efectul, pentru că facem acest rău în mod deliberat, este suferința. Deci suferința fizică sau spirituală, lăuntrică, este un rezultat al păcatului nostru, al răului pe care noi îl facem. Asta e prima teorie. Era perspectiva prietenilor lui Iov. Și am stabilit că această teorie, această perspectivă e foarte limitată. Nu o anulăm, dar ea spune foarte puțin despre modul în care lucrează Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu uneori pedepsește pe cel care a călcat legea lui. Și există suferință chiar în trup, pe care Dumnezeu o îngăduie, intenționat adică, să vină peste tine, pentru că ai păcătuit. Dar din toată Scriptura, din tot ce citim, nu aceasta este imaginea cea mai importantă, să zic, cea mai proeminentă a lui Dumnezeu
atunci când se raportează la păcatele noastre și răul moral pe care îl facem. Adică Dumnezeu de mult mai multe ori este bun, blând, milos, iertător. Vedeți că El nu ne pedepsește imediat ce păcătuim? De câte ori pe zi ar trebui să te pedepsească conform acestei teorii? De câte ori, de exemplu, ai avut gânduri murdare azi? De câte ori ai vorbit necugetat și ai făcut un rău moral? Poate ai jignit pe cineva, poate ai mințit. Dumnezeu ar fi trebuit să intervină. N-a făcut-o. Deci teoria aceasta că suferi pentru că faci un păcat e valabilă, dar limitat. Și rar Dumnezeu apelează la ea. Mai degrabă vedem altă față a lui Dumnezeu. Că e bun cu noi, mult mai bun decât merităm. Dar este o teorie. Poate funcționa. Există însă o a doua variantă. Dacă strict din punct de vedere rațional ne uităm la problema suferinței. Și această teorie se numește teoria compensării. Adică noi știm că nu toate relele sunt premeditate, deci nu toate tipurile de suferință se încadrează în premeditare. Pentru că ai premeditat, adică te-ai gândit dinainte să faci un rău, vei fi pedepsit. De pildă, legile Universului permit ca ceva bun să dispară, să sufere, chiar să moară, pentru ca un alt bine sau un alt bun să apară, să învie. Și cel mai bun exemplu aici, pentru noi creștini, este atunci când ne uităm la cruce. La crucea pe care a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Moartea Lui, Dumnezeu a transformat-o în mântuirea noastră. Moartea Lui ne-a fost nouă tuturor de folos. Dacă nu era suferința Lui Hristos pe cruce, noi eram morți în păcatele și fără de legile noastre. De aceea Dumnezeu a integrat, vedeți, a integrat suferința într-un ciclu care devine normal în univers. Nu trebuie deci să vezi suferința întotdeauna ca ceva absolut rău. E rău în sine, pentru că noi n-ar trebui să suferim, dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui a reușit să integreze suferința ca să o transforme într-un avantaj pentru cei credincioși. Nu întotdeauna funcționează această teorie, rețineți, ca și prima. Funcționează parțial, dar cred că această teorie a compensării, acceptării paradoxului, e aplicată de Dumnezeu mult mai des decât prima dintre ele. De aceea, când ai o suferință, nu trebuie să te gândești, oare de ce m-a pedepsit Dumnezeu că am păcătuit? Poate că trebuie să te întrebi, a venit această suferință, n-am dorit-o, dar Dumnezeu a îngăduit-o pentru că vrea să formeze ceva în mine, vrea să-mi dea mie o lecție de viață. Vrea ca eu, de exemplu, să pot să înțeleg pe cei care suferă ca mine. Asta este teoria compensării sau caracterului, cum se mai numește. Și mai avem încă o variantă logică. Pe lângă acea teorie a răsplătirii, aceasta a compensării, există așa numită teorie a combativității. Adică este o teorie care îți spune, în loc de a te plânge, în loc de a te lamenta, în loc de a căuta tot felul de explicații la suferința ta, fă ceva pentru limitarea suferinței. Te vei vindeca de întrebări legate de rău. Dacă vei face ceva împotriva răului,
Această poziție este mai optimistă, după cum vedeți. Din păcate, nu prea aplicăm. Noi suntem cei care mereu ne oprim când vine o problemă, căutăm să explicăm, căutăm să dăm de toate detaliile, ca și cum ne-ar ajuta cu ceva. Foarte multe din suferințele noastre, chiar dacă am primit explicații la ele, nu ne vor ajuta prea mult. Această perspectivă, zic, e mai optimistă, mai pozitivă. Chiar dacă nu înțelegi prezența răului și suferinței în lume, tu te vei hotărî să o combați suferința, să combați răul. Și cu cât te implici mai mult în limitarea răului, cu atât răul își pierde din influență și suferința celorlalți este mai redusă. Știți la ce mă refer aici în special? Cei care ați lucrat cu bolnavi ani de zile sau săptămâni, zile și ați stat lângă ei, poate și tu ai suferit puțin, dar încercând să ajuți pe cel în suferință, mângâindu-l, ducându-i în pahar cu apă, da, rugându-te pentru el, în acest timp ai uitat de suferința ta. Pentru că te-ai focalizat, te-ai concentrat pe suferința celuilalt. Poate că aceasta a fost teoria aplicată cel mai des și de Domnul Hristos și de martirii bisericii. Domnul Hristos n-a stat să se plângă că era batjocorit, că era acuzat pe nedrept, urmărit peste tot. Hristos a suferit, dar n-a stat să-și explice neapărat de ce suferă, pentru că avea un alt obiectiv, să moară pentru noi, ca să combată răul moral care ne ținea robi. Și a reușit, slavă lui pentru aceasta. El a purtat suferințele noastre pe lemn. El este cel care a hotărât să combată suferința prin suferința lui. Ca noi astăzi, spune Evrei, să putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în numele acestui Hristos care ne cunoaște toate slăbiciunile și nevoile. Acestea sunt variantele. Poți să stai numai pe teoria răsplătirii, să știi că avantajele vor fi foarte puține. Vei fi urmărit de gândul că oare ce-am mai păcătuit, oare ce-am mai făcut, sau să te uiți la cineva care suferă și să-i zici, ah, a făcut un păcat, ah, Dumnezeu e drept, vezi, îl pedepsește. S-ar putea să fie rezultatul unui rău natural. Când vorbim despre un cancer, nu? Înseamnă că s-a declanșat cândva, nu pentru că neapărat a făcut un rău moral, ci pentru că ne degradăm, murim toți. La unii se accelerează moartea aceasta, la alții se estompează, merge mai încet. Într-un anume fel, toți primim ce merităm. Dar nu vrei să spui că ești perfect și că n-ai făcut niciun rău. De aceea trebuie să fii înțelept. Această teorie să o folosești rar, mai bine lasă-l pe Dumnezeu să judece fiecare caz. E posibil teoretic, dar asta au greșit prietenii lui Iov, că ne întoarcem la Iov. Mereu i-au spus lui Iov, ai greșit, uită-te atent la viața ta, ceva din trecutul tău, poate sentimentele tale te-au trădat, poate că ai avut niște gânduri rebele. Și Iov se apăra și spunea, nu am nimic, n-am făcut rău, n-am fost nedrept,
arătați-mi ce am greșit. Și ei nu puteau să arate. Această teorie n-a funcționat. Cel puțin în cazul lui Iov, sau Domnului Hristos, sau lui Iosif, sau lui Pavel. Ai varianta această teorie a compensării și să te uiți la o suferință să zici, Dumnezeu a îngăduit-o în înțelepciunea Lui. Nu-mi place, dar dacă El a îngăduit-o, înseamnă că vrea să formeze ceva în mine. Vrea să compenseze ceva. Poate că Dumnezeu îți dă o boală sau îngăduie, că nu El îți dă boala, dar îngăduie să vină o suferință peste tine pentru că mergi greșit în viață. Și e un semnal de alarmă. Oare te vei opri din păcatele tale, din necredința ta, din neascultarea ta, din răzvrătirea ta? Nu forța mâna Domnului. Mai degrabă, smerește-te înaintea Lui. Și El îți va arăta că suferința a fost în final spre binele tău. Dacă te smerești și dacă vei fi gata să accepți lucrul acesta. Dar mai avem încă o variantă. Decât să ne lamentăm, să ne plângem toată ziua, să raționăm, să încercăm explicații, ce-ar fi să începem să luptăm împotriva răului și a suferinței, să combatem, că nu-i normal să fie răul în univers și nici suferința. Ea poate fi integrată, e adevărat, dar cred că Dumnezeu așteaptă să facem ceva pentru limitarea suferinței. Și stând aproape de cei în suferință, făcând ceva pentru ei, nici nu o să-ți vezi suferința ta. Și uite așa, vei integra sau vei fi și tu integrat în planul măreț al lui Dumnezeu. Acestea sunt variantele raționale. Prietenii lui Iov au încercat una dintre ele. Elihu, cred că era al patrulea prieten al lui Iov, cred că a încercat a doua teorie. N-a reușit în totalitate, dar cel puțin a încercat. Și acum, după ce am explicat această realitate a suferinței și ce putem noi spune la ea, din punct de vedere rațional, concluzionăm că știm foarte puține. Să explicăm, avem teoriile noastre care nu sunt complete, nu sunt desăvârșite. Ne pot ajuta doar parțial. Chiar și această teorie a combativității ne poate ajuta parțial. Dar există ceva dincolo de rațiune, dincolo de explicație care ne poate ajuta în suferință? Și iarăși mă întorc la această carte minunată din Scriptură, la strategia lui Dumnezeu cu Iov. Iov a trecut prin mari încercări, a pus mari întrebări, a pus în cumpănă, să știți, și teoria răsplătirii și cea a compensării. Și a insistat pentru găsirea unei alte explicații. Și atunci Iov, la un moment dat, nu mai vrea explicații raționale și se mută spre experiențe. Iov a cerut nu odată ca Dumnezeu să-i dea simțăminte, da, experiențe care să-l ajute. Dacă există ordine dreaptă în acest univers, de ce suferă cel nedrept? Dacă Dumnezeu este drept, de ce în universul lui pedeapsa nu se măsoară în funcție de gradul de vinovăție? Mai direct, de ce mor copiii? De ce totul este atât de disproporționat? Și când vine la tine, evident, te întreb, de ce eu? De ce el de lângă mine?
Vreau să spun răspicat încă o dată că Dumnezeu nu interzice astfel de întrebări. Nu-L găsim pe Dumnezeu intervenind în cazul lui Iov, pentru că Dumnezeu nu se simte amenințat de întrebările noastre. Există limite, desigur. Să ai grijă cum vorbești înaintea lui Dumnezeu. Fă-o cu reverență, fă-o transparent, dar nu încerca să-L ispitești pe Dumnezeu acuzându-L că se schimbă. Asta înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu că nu e de caracter. Deci, Iov și-a permis să pună foarte multe întrebări din experiența lui și să încerce noi experiențe cu Dumnezeu. Dar nici zona aceasta a experiențelor nu a ajutat. Și atrag atenția tuturor celor care se refugiază în simțăminte, în experiențe, chiar și extatice. Ele nu vor aduce un răspuns. Te vor lăsa tot cu întrebări, pentru că sentimentele noastre nu sunt desăvârșite. Ele întotdeauna au ceva egoist, necurat în ele. M-am întrebat de ce totuși Dumnezeu nu i-a dat imediat un răspuns lui Iov. Când l-a văzut că de atâtea ori întreabă și îl cere să vină, să-l experimenteze altfel. Poate că a fost doar o amânare. Poate că gestul lui Dumnezeu de a tăcea sugera că întrebarea, plângerea lui Iov era deplasată. Dumnezeu nu poate fi luat la întrebări, scurt pe doi. Sau poate că, și aici simpatizez cu această variantă, poate că plângerea lui Iov trebuia purificată. Pentru că îl vedem pe Iov la sfârșit că se căiește, se pocăiește. A realizat că toate cerințele lui, după experiențe, după înțelegere, erau impure, imperfecte. De aceea Iov se căiește și spune la final: am vorbit fără să le înțeleg de minuni pe care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricepi. Urechea mea auzindu-se, vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Cum a avut loc această purificare a lui Iov? Prin revelație, prin descoperire. Dumnezeu a hotărât să nu se descopere prin rațiune și nici prin experiență, ci Dumnezeu a hotărât să se descopere lui Iov printr-o minune, prin ceva imprevizibil, neașteptat. De aceea Iov primește, dacă vreți, un nou simț, acela de a vedea pe Dumnezeu la lucru în univers. A început să vadă de sus toată viața. Până atunci se uita de jos în sus și vedea nedreptățile și vedea ce se întâmplă cu el. Deodată Dumnezeu îl cheamă pe Iov cu el. Hai, Iov, să ne uităm de sus în jos. Ia spune-mi tu, cum funcționează universul acesta? Da? De unde vine lumina? Care-i sursa hranei pentru tot? Cum funcționează tot universul fizic? Iov, explică-mi. Iov tace, pentru că nu știa răspunsul. Dumnezeu i-a dat o perspectivă nouă, un simț nou, o viziune nouă despre lume și viață, o filozofie nouă.
Și s-ar putea ca să primești o astfel de perspectivă nouă numai când treci prin suferință. Și poate că Dumnezeu îți va da o astfel de viziune dacă accepți să treci prin suferință. Și Dumnezeu nu-ți va da perspectiva corectă dacă nu vrei să treci prin suferință. Acum ochiul meu te-a văzut, spune Iov. E ca și cum un nou principiu de viață, de înțelegere s-a instalat în Iov. Da, Iov a primit foarte multe lecții și una dintre cele mai dure a fost chiar de la Dumnezeu. Vă amintiți cum îi spune Dumnezeu lui Iov când vorbește? Cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Și apoi în capitolul 40 din Iov, Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic, tu care musi pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Și Iov a răspuns Domnului: iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Altfel spus, când depășești anumite limite, când vrei să înțelegi lucruri pe care nu le poți duce și nu te încrezi în Dumnezeu că El îți va da doar ce poți duce, e o nebunie, spune aici cuvântul, să-L critici pe Dumnezeu sau să-L provoci pe Dumnezeu. Și când o facem, ne creăm nouă înșine probleme. Arăți stupid când vrei să-i dai lecții lui Dumnezeu, care conduce impecabil acest univers și știe ce să facă cu fiecare din noi. Nimic nu este întâmplător, Iov. Atunci Iov a primit revelație, metanoia. Ei, răspunsul pe care îl dă lui Dumnezeu n-a fost nici logic, nici experiențial, ci a fost revelațional. Dumnezeu i-a făcut parte de o experiență a revelației. Și asta l-a echilibrat pe Iov. Iov a încetat să mai pună întrebări. N-a mai cerut audiențe speciale la Dumnezeu sau un tribunal care să-i judece problema. A înțeles că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. De aceea Iov trebuie să se supună acestui Dumnezeu. Cineva a spus: am nevoie de un Dumnezeu pe care nu-L înțeleg. Bine a spus. Dar noi vrem, nu-i așa, un Dumnezeu pe care să-L explicăm? El, noi, să înțelegem tot? Cine ești tu? Cine sunt eu? Iov era aproape să sugereze lucrul acesta, dar s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a înțeles problema lui, atitudine incorrectă față de Dumnezeul cel preanalt. Iov a priceput ceva, că problema lui nu era una rațională și nici de simțăminte, ci problema lui era una de părtășie, de relație. Asta avea nevoie, de fapt, Iov. Și Dumnezeu a fost bun cu Iov. Dumnezeul nostru nu este distant, rece, străin de suferințele noastre. Iov a priceput că Dumnezeu niciodată nu plecase
era totdeauna aproape, acolo, cu el, chiar în suferința lui. Până atunci, Iov, auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, era un fel de cunoaștere de mâna a doua. Acum, în suferință, Dumnezeu, Iov îl cunoaște pe Dumnezeu, direct pe Dumnezeu. Deci, s-ar putea ca noi să știm despre Dumnezeu multe și doar în suferință, doar în suferință, să-L cunoaștem pe El. Această revelație l-a făcut pe Iov să se uite altfel la viață. Își retrage plângerile, își vede atitudinea de mândrie. Pentru că știți ce face suferința uneori din noi? Ne descoperă cine suntem cu adevărat. Cel mai bine te poți citi pe tine însuți când treci prin suferință. De aceea suferința nu e întotdeauna ceva rău. Poate că Dumnezeu vrea ca trecând prin suferință să te pocăiești, să te pocăiești de aroganță, de întrecerea măsurii, de faptul că nu l-ai căutat îndeajuns pe acest Dumnezeu. Și Iov uită de dorința lui de dreptate pentru că a primit ceva mai bun, o revelație. Revelația Dumnezeului personal și noirea părtășiei cu El. A pierdut material totul, dar a câștigat relația cu Dumnezeu. În final aș dori să însumez concluziile, învățătura, mai ales din această parte finală a cărții, prin patru afirmații. Ce a învățat Iov și trebuie să învățăm și noi când trecem prin suferință? Prima lecție. Iov a învățat că suferința poate fi o modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește. Nu trebuie să vezi suferința totdeauna ca un dușman. Poate să fie aliatul tău. Poate fi o modalitate prin care Dumnezeu să-ți vorbească. El vrea să ne uităm la viața aceasta așa cum se uită El. În capitolul 33 din Iov, vă amintiți că Elihu spunea că Dumnezeu vorbește uneori prin visuri și vedenii de noapte, uneori chiar prin îngeri, dar Dumnezeu poate alege să ne vorbească prin durere. De aceea Dumnezeu alege modalitatea prin care să ne vorbească. Și dacă a ales suferința, dacă El a ales-o, înseamnă că este potrivit. Înseamnă că vrea să ne alerteze. Înseamnă că vrea să ne scoată dintr-o stare nepotrivită. Poate superficialitatea, poate ușurătatea, poate trândăvia. Dar mai mult, Dumnezeu poate să ne comunice adevărul despre El sau despre alți oameni, doar prin suferințe. Uneori apare ca paradox, nu ți-l poți explica, nu te aștepți la acea intervenție. Dar pot să vă mărturisesc și eu direct că suferința m-a învățat adevăruri esențiale despre viață, mai ales despre relații. Să fiu mai serios și cu mine,
și cu cei din jur, cu Dumnezeu în primul rând. Suferința m-a ridicat, mi-a dat o altă viziune despre tot ce înseamnă viața. Prețuiesc, să știți, acum, după ce mi-am pierdut prima soție și copilul, și acum mama are cancer, prețuiesc fiecare zi, fiecare oră. Aș vrea să fiu mai cuplat la viață, să nu-mi pierd orele și zilele, oricum. Da, suferința, să știți că mi-a descoperit adevărul despre mine însumi. Foarte multe teste am dat în timpul suferinței. Îți cunoști deodată nivelul credinței, dar și al ușurătății. Suferința îți reglează barometrul spiritual. Te aduce la o realitate concretă. Și suferința te poate învăța multe despre Dumnezeu. Suferința, să știți, că mi-a verificat teologia. Mi-a ajustat teologia. De atunci, de la marile mele încercări prin care a trebuit să trec, n-am mai insistat pe anumite doctrine sau practici. M-am văzut așa de superficial în unele lucruri. Cred acest principiu, cred această lecție, așa cum a trăit-o și Iov, că suferința este un mod prin care Dumnezeu îmi vorbește. Doar trebuie să fiu atent la ce vrea El să-mi spună. Și vreau să te întreb și pe tine, dragul meu ascultător, cum e părtășia ta cu Dumnezeu, cu Hristos? Cât timp i-ai dat în ultima vreme? Cum stai, de exemplu, cu Duhul de mulțumire? Sau ești tot nemulțumit? Când ai mulțumit ultima dată, de exemplu, lui Dumnezeu că ai o minte sănătoasă? Că ai cât de cât sănătate. Când i-ai dat lui Dumnezeu partea lui din cele materiale? Mai este El centrul vieții tale. Și dacă nu știi să răspunzi cât de cât la aceste întrebări, mulțumitor, s-ar putea ca Dumnezeu să te treacă printr-un ciur, printr-o suferință, ca să poți răspunde direct aceste întrebări. A doua lecție. Iov a învățat că în suferință contează revelațiile, nu răspunsurile. Dar Iov nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu față în față, cum au pretenția unii. Dumnezeu nu poate fi văzut și apoi să trăiești, spune Scriptura. Dar totuși îl cunoscuse înainte pe Dumnezeu. Cum adică nu știa despre Dumnezeu? Dar ce a avut loc în inima lui Iov ca să-l determine să spună așa ceva? Da. Ce spune la finalul cărții? Versetul 5 din capitolul 42, urechea mea auzindu-se, vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Ce a văzut Iov? El avea întrebări, de ce suferă cei nedrepți? De ce Dumnezeu nu intervine cu răspunsuri? De ce nu-mi dă mie răspunsuri? Toți avem aceste întrebări, nu-i așa? Și le punem mai ales când ne merge nouă rău. De ce nu răspunde Dumnezeu? Cred că n-ar fi prea bine pentru noi
să aflăm niște răspunsuri de la Dumnezeu la unele întrebări ale noastre. Chiar ai vrea să știi de ce suferi? Chiar vrei să ți se spună motivul pe față? Ești pregătit să-l afli? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns la anumite cereri, la anumite rugăciuni. Întrebările mele erau doar din orgoliu, poate. Erau necurate. Pretindeam un răspuns doar ca să am un răspuns. Poate din curiozitate. Dar oare cât m-ar fi ajutat pe mine acele răspunsuri? Dumnezeu, în bunătatea și înțelepciunea Lui, a decis să nu-mi răspundă și bine a făcut. Anumite răspunsuri ne-a trimite în depresii mai adânci, altele ar deschide fronturi de război, rațional, intelectual sau emoțional cu Dumnezeu. Altele nu ne-ar mulțumi deloc și ne-am transformat în niște pisălogi naivi și puierili. Da, e bine că Dumnezeu nu ne dă anumite răspunsuri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că El mi-a dat revelații, descoperiri. Nu mă refer la revelații supranaturale, nu. Dumnezeu îți dă niște descoperiri despre El însuși, despre universul Lui. Uitați-vă cum îi răspunde lui Iov. A, vrei răspuns, Iov? Te întreb eu pe tine, spune-mi, cum funcționează universul ăsta? Ia, dă-mi un răspuns logic. Ai fost tu la actul creației? Știi de unde vine lumina? Ai vreo idee cum funcționează lumea animală, dar cea vegetală? A, nu știi, Iov. Dacă nu pricepi atunci aceste lucruri așa de simple, naturale, cum de vrei să știi felul în care eu rânduiesc căile omului? Ce vrei să știi, Iov? De ce te-am inclus în planul meu? De ce am hotărât să te încerc fără vreun motiv, doar ca să mă laud cu tine? Da, am avut nevoie de tine, Iov, ca să mă proslăvesc. Ar fi bine să te smerești, să-mi dai credit. Strici tot planul, Iov. De aceea am hotărât să nu-ți răspund. Mai revizuiește-ți atitudinea. Greu când Dumnezeu îți răspunde în acest fel. Ce te-ar mulțumi mai mult când treci printr-un necaz? Un răspuns logic sau o descoperire nouă? Vrei să știi mai mult? Sau vrei ca Dumnezeu să-ți deschidă orizonturi noi în înțelegerea acestei lumi și a planului Său? Dumnezeu nu i-a ținut cursuri lui Iov despre de teodicee, de teologie. Pur și simplu a hotărât să-i descopere măreția Lui. L-a făcut pe Iov să se uite mai atent la vremuri, la lume, la evenimente, la cei de lângă el. Când te uiți de sus cu ochii lui Dumnezeu la toate încercările prin care treci, vezi cât sunt de mărunte problemele tale față de cum se conduce un univers. Deci, aici stă binecuvântarea și eu v-am înțeles, da, că în suferință cel mai mult contează că Dumnezeu e de partea ta, îți va da descoperiri noi. Dă-i credit. Cine îl onorează pe Dumnezeu în timpul suferinței va avea parte de experiențe revelaționale speciale care splata credincioșiei și a onorării lui Dumnezeu. Al treilea principiu sau a treia lecție. Iov a învățat că ceea ce contează în suferințe
în suferință. Este ca Dumnezeu să te considere robul său. Ați observat că după ce Dumnezeu îl reabilitează pe Iov, vorbește cu prietenii lui și de mai multe ori spune: cum a vorbit robul meu Iov? Da? Versetul 7, versetul 8, din nou: duceți-vă la robul meu Iov. Robul meu Iov să se roage pentru voi. Ați sesizat cât de liber Dumnezeu îl numea pe Iov ca la început: robul meu. Asta contează. Când treci prin suferință, la finalul suferinței, Dumnezeu să te cheme robul său. Asta înseamnă că ai rămas credincios lui și nu l-ai necinstit, n-ai vorbit nimic necuvincios împotriva lui. Indiferent de încercare, ceea ce contează în final este ca Dumnezeu să te considere robul său. Nu-i așa? Poate Dumnezeu astăzi să spună așa despre tine. Da, s-ar putea Dumnezeu să nu-ți răspundă la vreme, să amâne o răspund, sau să nu ți-l dea niciodată. Vei rămâne tu robul lui, ascultător, până la capăt, sau te vei răzvrăti. Am văzut mulți tineri care n-au înțeles de ce au trebuit să sufere sau să piardă pe cineva prea și care s-au răzvrătit ani de zile. Am văzut creștini care au trădat legământul cu Hristos pentru că au trebuit să treacă printr-o încercare. Dar suferința, vedeți, are în ea puterea purificării. Suferința ne spală simțurile, rațiunea, voința, instinctele. Suferința a fost aplicată chiar și Fiului lui Dumnezeu ca să învețe ascultare. Da. Ceea ce contează în final este să rămâi credincios Domnului și El să te numească robul său. Și ultimul gând, ultima afirmație, a patra lecție. Eu v-am învățat că întotdeauna, după suferință, vor apărea semnele Harului. Ați observat cum se încheie cartea cu reabilitarea lui Iov pe toate planurile. Pentru că Iov a rămas robul lui Dumnezeu. Chiar dacă a avut multe întrebări, el a fost răsplătit în toate domeniile, înaintea oamenilor, înaintea cerului, înaintea familiei. Râsul copiilor s-a auzit din nou în casa lui. Onoarea i-a fost redată în fața comunității. De ce oare a făcut Dumnezeu acest lucru pentru Iov? Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov, nu pentru că Iov merita, ci pentru că Dumnezeu era milos. El a vrut să arate partea aceea a dumnezeirii de care uităm. Harul. Da. După orice suferință, așteaptă-te ca Dumnezeu să-și arate și partea aceasta strălucitoare, minunată a Harului Său, a bunătății Sale. Dumnezeu l-a reabilitat pe Iov, i-a restaurat tot ce avea, nu pentru că Iov era evlavios. E bine să fie evlavios și curat. Poate că toate acestea au fost semnele că încercarea s-a încheiat. Așteaptă-te ca, după orice suferință, la un moment dat să apară semnele Harului. Înseamnă că se apropie finalul suferinței. Așa lucrează Dumnezeu. Pentru că ultimul cuvânt nu-l are fapta noastră, ci Harul lui Dumnezeu. Îmi amintesc foarte clar și am făcut această observație pentru viața mea.
după moartea soției, primei soții, în anul 2005. La 3 zile înainte de nunta băiatului nostru. Pentru că totul s-a petrecut în Statele Unite, conform legilor, nunta trebuia să aibă loc. După 10 zile, într-o zi de sâmbătă, 20 august, am înmormântat-o pe soția mea. Pe 21 august a trebuit să facem nunta băiatului. Sâmbătă a fost înmormântarea, duminică a fost nunta. După un an de zile, în 2006, s-a născut prima nepoțică pe nume Sonia. Trebuia să se nască la sfârșitul lunii august. S-a născut pe 22 august, nu pe 20, când a fost înmormântarea, nu pe 21, când a fost nunta, ci pe 22, ca să-mi arate Dumnezeu continuitatea vieții în familia mea. Așa am luat-o eu. Pentru mine a fost un semn al harului. A trecut. Gata. A trecut suferința. N-ai cum să te oprești tot timpul, să te lamentezi, să te plângi. Pentru că așa nu arăți că ai un Dumnezeu mare, stăpân, suveran, care rânduiește toate lucrurile. Arată tuturor că El este un Dumnezeu plin de har și iubitor și înțelept. Și chiar dacă te lasă să treci prin suferință, îți va da și semnele harului într-o zi. După 4 ani de zile mi-a murit băiatul, un băiat de 21 de ani. După câteva luni de zile, în familia noastră s-a născut un nepoțel de nume David, care semăna tot. Așa cum la început era băiatul meu. Și atunci am văzut încă o dată semnul harului. Unul a fost luat, altul a intrat. A venit moartea, dar a venit și viața. Din nou un semn că viața trebuie să meargă înainte. Trebuie să continuăm. Așa este, să știți, întotdeauna. Nu vei rămâne și Dumnezeu nu te va lăsa într-o suferință și într-o stare prea mult timp. Îți va da cât poți duce. Unii vor trebui să ducă mai mult decât alții. Dar uită-te atent după semnele harului lui Dumnezeu. Înseamnă că s-a încheiat încercarea. Trebuie să mergi mai departe. Uită-te la partea strălucitoare, fii o mărturie bună înaintea tuturor, așa cum în final a fost Iov. Și Dumnezeu, Dumnezeul lui Iov a fost proslăvit, s-a încheiat. Întotdeauna va fi așa. Cum te porți tu în timpul suferinței? Dacă ți-ai cunoscut Dumnezeu, dacă l-ai proslăvit și n-ai vorbit nimic împotriva Lui, poți să ai întrebări, da, toți avem întrebări, dar așteaptă-te ca harul să se manifeste, revelația să vină, Dumnezeu să te descopere, să-ți dea mai mult decât ți-ai imaginat. Acesta e Dumnezeul nostru. Vei vedea, vei trăi, vei înțelege mult mai multe decât ai cerut sau gândit vreodată. Doar să-i fii credincios, doar să-L onorezi și El va face mai mult. Acestui Dumnezeu bun și drept, milostiv și plin de har, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.